Etapa liniștită sâmbătă în returul Ligii a 4-a fotbalistice Seria Sud, o etapă cu numărul 18, care nu a adus nimic nou în configurația clasamentului, după ce Unirea Izvoarele a învins la Valea Dragului cu 4-1, Dunărea a învins Voința Slobozia acasă cu un scor pentru golaveraj 7-2, la fel și Arsenal Malu 7-1 acasă cu Hotarele. ASE Prundu a reușit să ia un punct în deplasare la Spicul Izvoarele, după un scor alb, iar Colibaș a învins în deplasare 2-1 la Călugăreni. Nimic nou la Mihai Bravu, care le-a administrat fotbaliștilor de la Vărăști un usturător 6-0, iar în ultima partidă a Seriei Sud, Dunărea Oina a luat 3 puncte în deplasare la Vedea, după un 2-0 care îi menține pe Oinăcar la mijlocul clasamentului. Un clasament care rămâne neschimbat în mare parte, cu Dunărea pe primul loc și Arsenal Malu în urmărirea sa, la 2 puncte în spate, cele două echipe fiind urmate de Unirea Izvoarele, la 5 puncte de lider și la 3 puncte de ocupanta locului 2.